una dintre modalitățile prin care Societatea de Cruce Roșie filiala Dâmbovița vine în sprijinul persoanelor defavorizate este acordarea de tichete valorice. Și anul acesta, din fondul Societății Naționale de Cruce Roșie, s-au alocat județului nostru un număr de 270 de astfel de tichete care urmează a fi distribuite în perioada imediat următoare. Tichetele sociale au sosit pentru toate filialele din țară în număr de 270 de tichete a câte 50 de lei, urmând a fi redistribuite la persoanele defavorizate din județ. Păstrând o ierarhie a comunelor, anul acesta distribuim la 27 de localități din județ, sub filialele noastre de Cruce Roșie, împreună cu comisiile sociale, au întocmit anchetele sociale. S-au înaintat solicitările acestea de anchete către filiala județeană, iar până în data de 31 ianuarie, tichetele sociale vor fi distribuite. Pentru alocarea acestor ajutoare au fost analizate cazurile sociale din localitățile unde s-au încheiat până acum convenții între autoritățile locale și Crucea Roșie Dâmbovița. Anul acesta, conducerea filialei județene își propune să încheie astfel de colaborări și cu alte primării din județ. Încercăm să discutăm cu consiliile locale, respectiv cu domnii primari, ca în funcție de ajutoarele care vor fi primite, fiecare primărie care are încheiată convenția cu Crucea Roșie, pe parcursul unui an calendaristic, vor primi ajutoare din partea noastră, în funcție și de cotizația și contribuția pe care o dau către filiala județeană. Până în acest moment, din cele 89 de localități ale județului, Crucea Roșie Dâmbovița a reușit să încheie convenții cu peste 60 de primării.